a pus să mănânci ceva da. înainte Din să pleci? M-am obișnuit de atâția ani de când de cât timp m la ora asta, m-am obișnuit. Ce mănânci? Hai să aflăm uh, secretele campionului. Păi depinde foarte mult o văz. O văz uh, cu fructe confiate, omletă, roșii, brânză, chestii normale pentru un sport de performanță. Nu Mănânc cine știe ce. Și intră toate astea dimineața? Da, am apetitul destul de mare dimineața. Uh, Voi sunteți o gașcă acolo, uh, cu o energie aparte, așa, nu? Împreună cu David Popovici, vă, da, vă știți da. de mult. Da, de foarte mulți ani. Adică și David Popovici, tot acolo știu că s-a antrenat, nu? Da, David a venit la noi la club la vârsta de 9 ani. Se antrenează cu colegul nostru, Adrian Rădulescu, dar uh, noi avem un stil aparte de a lucra în echipă. Nu lucrăm uh, individual sportivul cu antrenorul, suntem mai mulți antrenori la ora în același timp și ei au câteodată și antrenamente comune. Uh, nu știu dacă atunci când eram, erau mici, nu au avut antrenamente nu, comune atât de des, însă acum se mai intersectează în antrenament. Și da, sunt o echipă frumoasă și se întărâtă, dacă putem să spunem așa, să facă lucruri mari. Cum a fost pentru voi anul ăsta? Mi se pare că totul a culminat cu campionatul european din sala de la Otopeni. Atenția oamenilor atunci a fost extraordinară pentru voi. Care sunt discuțiile voastre când vedeți atâta interes? Da, a fost un an extraordinar pentru natația românească. Suntem o generație foarte bună. Uh, știu că anul trecut, când am participat pentru prima oară la campionatul european de juniori, ne-am gândit doar la o finală și eu am prins trei. Și acum uh, am luat patru medalii și une, una, unele de aur. Este un lucru mare și, nu știu, asta dă dovadă că pregătirea a dat de. Uh, mi se pare că e un sport uh, care ține mult de psihic, cred că mai mult decât la șah trebuie să-ți folosești mintea și psihicul la not, pentru că ești pur și simplu singur în momentul da. curselor. Auzi ceva când lumea strigă în sală? Auzi încurajările? Da, bineînțeles se bineînțeles se aud fluierăturile foarte tare și lumea care scandează. Hmm. Este Bine, e mai mult o gălăgie, nu auzi ce spune lumea, ce strigă, dar da, e un sentiment plăcut că vezi că lumea se agită acolo pentru tine și înoată pentru tine acolo. Mă gândeam că dincolo de partea asta de sportiv, de performanță, aveți un viitor extraordinar în față, mă gândeam la partea umană. Puneam întrebarea prin septembrie, mă, Oare cum se întorc băieții ăștia la școală? Cum sunt ei primiți? Care a fost reacția colegilor când v-ați întors la școală? M-am întors la școală destul de... De fapt, puțin mai târziu, pentru că de-abia când începea școala, noi ne întorceam la campionatul mondial. Și iar că colegii m-au... Nu știu... M-au felicitat, am dat mâna cu ei ca orice copil de altfel care vedem un campion. Tu ești specializat pe probele astea mai lungi, de, de acolo și porecla de stancu tancu <laughs> Tu ești pe rezistență. Cum, cum de te-ai specializat, să zic așa, pe, pe proba asta? Păi eu, înainte când eram mic, mă notam spate mai mult, Procediul spate. Iar de când m-am mutat la doamna Iulia Becheru, am avut și niște antrenamente mult mai intense și văzând că mergeam din ce în ce mai bine la probe lungi, am decis să încercăm la 13 ani primele probe de 800-400 și am ieșit campion național pentru prima oară. Și în momentul în care îți găsești drumul, rămâi pe specializarea asta? Specializarea începe mai târziu, nu începe la 13 ani. La 13 ani, el cred că a abordat chiar toate probele din concurs, pentru că așa avem noi prevăzut în linia metodică, noi specializăm de mici. Când mai cresc, într-adevăr, merg spre o, o anumită specializare, dar încercăm să nu restricționăm doar către o anumită probă sau doar către un anumit procedeu. El înnoată și mixt, destul de bine, nu la nivelul la care înnoată craul. Și avem și anumite antrenamente de mixt, să le spunem așa, pentru că îl ajută și la dezvoltarea lui generală și pentru că nu știi niciodată de unde sare iepurele și când poate, nu știu, nu merge craulul, dar poate să meargă fluturele sau poate să meargă mixtul, nu știm. De principiu, în cazul lui, ne axăm pe probele lungi, pentru că are și niște calități care îl recomandă să abordeze aceste probe. Dar încercăm să nu, să nu îngustăm aria din care poate să aleagă ce, ce are de notat. Cum a fost pentru tine, Vlad, cu toate ateramentele astea pe care le faci de mulți ani au dus și multe sacrificii, nu? Cum le ai resimțit dacă ai rămas cu vreo părere de rău, așa că ai ratat multe distracții ale copilăriei, adolescenței? Părere de rău, sincer, nu, pentru că știu că odată ce mă voi lăsa de sport, o să am timp să fac tot ce nu am făcut, ce n-am putut să fac. Dar a fost o perioadă grea, mai ales vara asta, a fost o perioadă destul de dificilă din punct de vedere fizic, fizic dar și psihic foarte mult. văzând că lumea pleca, pleca la mare, se distra și era în la antrenament pentru că în septembrie era campionatul mondial, dar am reușit să-i fac față și, da, e, mai ales la probele lungi, trebuie să ai o pregătire psihică foarte bună. Uh, văd în jurul vostru E multă, să-i spun așa, echipă, protecție. Am vorbit și cu tatăl tău acum, înainte să intrăm în emisiune. David Popovici la fel, are familia aproape. E ăsta un secret sau o rețetă pentru a rămâne liniștit pe drumul tău de sportiv? Nu pot spune că e neapărat o rețetă, dar da, trebuie să ai oameni lângă tine care te încurajează, care te țin cu picioarele pe pământ și masorii, antrenorii pe uscat și așa mai departe. Știi, ce că, uite, recent Emil Sândoi, antrenorul de la fotbal, de la tineret, spunea un lucru ciudat așa despre fotbaliștii care joacă în luna iunie meciuri, sunt meciuri ale echipelor naționale programate în iunie. În iunie nu prea se concentrează fotbaliștii pentru că sunt cu gândul la mare, la vacanțe, le pare rău unora, că sunt acolo la meciuri, în cantonamente și nu reușesc să treacă de uh, hopul ăsta mental. Mm, da. Voi faceți ceva la voi? E, e, e ceva special? La, în not, încă de mici au concursuri și vara. Uh, în general, în luna iulie noi ne-am dorit să avem și în august. În alte țări se practică campionate naționale chiar în luna august. Pentru că, într-adevăr, e destul de greu să-i ții peste vară focusați și cu gândul la antrenamente și la competiții și nu la vacanță. Mai ales că asociază vara inclusiv cu vacanța școlară. Mereu vara avem vacanță și de la școală, perioada de bucurie a copiilor. Dar, totuși, ne străduim, nu facem nimic special câteodată au și vacanță, în cazul lui în această vară nu a putut să ia vacanță până în luna septembrie pentru că ne-am antrenat inclusiv pentru campionatul mondial care s-a desfășurat la începutul lunii septembrie și a fost o perioadă dificilă pentru că colegii din echipă au avut uh, vacanță pe rând, nu toți odată, iar el s-a antrenat destul de singur și la distanțele pe care le înnoată, tipul de antrenament e destul de monoton și se creează și o rutină, oricum în notul e un sport ciclic și de rutină și de monotonie, nu e la fel ca un joc sportiv. Dar el face față destul de bine acestor provocări.